să se rezolve ecuația radicală, deci 5 din 5x egal cu 625. Deci este o funcție cu radical indice 5. Notă, 625, fac 25 ori 25, 5 la 2 ori 5 la 2, 5 la 4. 5 la puterea, radical indice 5 din 5 la putere x, fac 5 la putere x supra 5. Puterea supra indicele radicalului. Proprietățile funcțiilor iraționale, combinate cu funcțiile exponențiale. Recalcă 5 din 5 la x, fac 5 la puterea 4, adică 625. 5 la puterea x supra 5 e 5 la a 4. Bazele sunt egale la exponențialele astea, e 5. Se egalează și exponenții. X egal cu x supra 5 egal cu 4. Mulțim cu 5 și în stânga și în dreapta, 5x supra 5 e 4 ori 5. X egal cu 20 e soluția. Ia să vedem. Dacă e 20 aici, 20, 20 împărțit la 5 fac 4, deci 5 la 4 egal cu 625, care e 5 la 4. Verifică, este bună. La fel s-a apelat la metoda analitică. Iar metoda grafică se făcea, era când vine 5 la putere x supra 5, deci o funcție exponențială, cu baza mai mare ca 1, deci era așa graficul deasupra axei cu x, 5 la minus infinit era 0, 5 la infinit e infinit, dacă este 0, e 0 și 1 și se intersectează cu orizontala y 625, ne dădea x egal cu 20, abscisa. Deci abscisa de a punctului de intersecție este aici. Dar așa s-a mers pe metoda analitică, metoda grafică le mai fac și am mai dat-o, treaba a mers excelent.